Vine marele cu tremur în România. Anunț pentru milioane de români, principala sursă de risc. Seismologul Bogdan Enescu, profesor asociat la Universitatea din Kyoto, Japonia, a vorbit despre cutremurele care au avut loc recent atât în Turcia, cât și în România. Iată ce a declarat expertul. Expertul român Bogdan Enescu, profesor la Universitatea din Kyoto, a vorbit despre valul de seisme care a avut loc recent în România, precizând că motivul principal al cutremurelor de pământ din zona Olteniei a fost acumularea stresului tectonic. Cutremurele din Oltenia sunt superficiale, au perioade de revenire mari. Perioadele de revenire pot fi de zeci, sute, mii de ani. Intervalul de timp de producere a cutremurelor crustale este lung. În zonele activate sunt falii seismice. În Oltenia, acum 80 de ani, a fost un cutremur peste 5 grade Richter. Cauza principală a cutremurelor de pământ este acumularea stresului tectonic. Când pragul de stres este depășit, falia alunecă se întâmplă câteodată ca alte surse de pe alte fali să adauge o picătură de stres care umple paharul. Perturbațiile din afara plăcilor tectonice pot grăb declanșarea unui cutremur. Procesul principal al cutremurelor din Oltenia este acumularea de stres tectonic, a explicat Bogdan Enescu. Expertul susține că trebuie de analizat dacă Turcia a produs picătura pentru cutremurele din Oltenia. Se poate afla dacă Turcia a avut un rol pentru cutremurele din Oltenia. Primul cutremur din Oltenia a fost un preșoc al celui de-al doilea. Primul cutremur din Oltenia de 5,2 l-a declanșat pe al doilea cu o magnitudine mai mare, 5,7. După cutremurul din Oltenia ne așteptăm la replici seismice care durează mai mult. Replicile din Oltenia vor dura săptămâni, poate luni. Numărul de replici la cutremurul din Oltenia va scădea în timp, iar replicile scad ca putere. Foarte puțin probabil să avem cu tremure de magnitudine 5 sau mai mari decât cele care au fost deja. În București, clădirile știu că sunt problematice. M-am stabilit în Japonia din anul 1998, știu care este situația în România. Este imperativă consolidarea clădirilor vechi. Sunt îngrijorat, România este țara mea, a declarat în emisiunea OFF de Record de la Alef Neus, expertul în seismologie Bogdan Enescu, profesor asociat la Universitatea din Kyoto, Japonia. A adăugat Bogdan Enescu. Marea problemă în Turcia a fost cea nerespectării standardelor în construcții. În ceea ce privește cutremurul devastator care a avut loc în Turcia, Bogdan Enescu consideră că marea problemă a fost cea a construcțiilor. În Turcia standardele nu au fost respectate, blocurile s-au prăbușit, asta poate explica amploarea dezastrului. Nu știu în ce măsură operațiile de salvare din Turcia și-au atins ținta. Un seismolog de renume spunea că un cutremur nu ucide oameni, ci construcțiile ucid oameni densitatea populației contează mereu. O zonă mai puțin locuită are victime mai puține. În București aș face acțiuni de consolidare a clădirilor și de pregătire a populației. Cu din Oltenia și cele din Vrancea sunt foarte diferite ca mecanisme. Cu crustale din Oltenia sunt caracterizate de număr mare de replici. Cu tremurele intermediare adânci din Vrancea au replici mult mai puține. Vrancea poate da cutremure cu tremure cu magnitudini mari, ca cel din 1977. Vrancea este principala sursă de risc seismic din România. Pe lângă Vrancea există zone ca Oltenia, Banatul, Făgărașul sau Câmpul Lung care pot da cu tremure. Pe cutremure există doar statistici pe termen lung. Previziunile pe cutremure au o incertitudine foarte mare. Estimările pe cutremure sunt foarte incerte. Putem spune că nu știm exact când se va produce un cutremur, dar trebuie să fim pregătiți oricând pentru el. Cercetările seismologice sunt importante și pentru hazard, susține expertul. Monitorizarea seismicității este foarte importantă. Pentru cutremurele puternice, există oameni de știință care continuă să cerceteze posibil precursori seismici. Eu am colaborare pe această temă cu INFP, pe monitorizarea seismicității, a încheiat acesta.